ce se află sub bedrock? V-a spus vreodată întrebarea asta? După cum bine știm, în Minecraft, dacă săpăm în jos destul de mult, la un moment dat, o să dăm de bedrock! Și cu toții știm că în momentul în care am dat de bedrock, nu mai avem ce face pentru că, știți voi, bedrock-ul nu se sparge niciodată. Adică, efectiv, pot să stau să sparg la bedrock-ul ăsta până mâine, că literalmente nu o să se întâmple nimic. Adică, uitați-vă la chestia asta. Țin apăsat, ok, minez, dar pot să stau eu până mâine să minez, că nu o să se spargă, credeți-mă. Gen, eu mai stau dacă vreți, dar nu se sparge. Pur și simplu, am ajuns la bedrock și de aici... atât. Și băi, sincer să fiu cu voi, mereu am avut curiozitatea, bă, dar ce se află sub bedrock? Adică, ce se întâmplă acolo? Și știți voi, după mai multe încercări nereușite de a sparge bedrock-ul, din nou, credeți-mă, pot să stau până mâine, că tot nu se sparge, am luat decizia că, băi, gata, până aici, eu, iSilent, voi afla astăzi ce se află sub bedrock și astăzi voi reuși să sparg bedrock-ul și să aflu ce se află sub. Pentru că, știți voi, ca să ajungi la bedrock, trebuie să minezi destul de mult, adică doar uitați-vă cât am minat. Și astăzi voi afla ce se află acolo. Așadar, oameni buni, dacă vreți episoade de genul în continuare și dacă mai vreți experimente de genul, nu uitați să dați un mare like la acest videoclip, oameni buni, un subscribe, un clopoțel și de asemenea nu uitați că noua colecție de vară va veni în curând pe Aisel în Pugro, dar nu am voie să vă arăt mai multe, dar credeți-mă, urmează în curând. Așadar, fără nicio adăugare, sper că ați dat like, haide să trecem la clip. Haide, sparge-te odată. Știi ceva? Renunț. Nu se poate, frate, oricât aș încerca, nu pot să-l sparg. În orice caz, oameni buni, hai să ieșim puțin pe afară. Ce se întâmplă aici? Alo, bună ziua, ce faceți în fața casei mele? Ce asta? Pare să fie o mină sau ceva. Alo? Hei, pleacă de aici! Aici nu e joacă de copii, aici este treabă serioasă. Este o mină care duce până la bedrock. Pe bune? Da, exact. Păi și... de ce ar trebui să plec? Bedrock-ul este periculos, nu este pentru copii ca tine. Aici e treabă de oameni mari. Ok. Dar ce părere ați avea dacă v-ați spune că și eu sunt interesat în a sparge bedrock-ul? Adică pot să vă ajut? Adică pot să dau și o mână de ajutor? Cred că glumbești. Ce? Pleacă de aici? Na, bine, ok, nicio problemă. Ia-te-mă, nici nu... Ia-te-mă, frate, băi, nici dau habar indivizia că eu chiar sunt pasionat de a sparge bedrock-ul și eu chiar o să sparg bedrock-ul într-o zi. Și auzi, mă, căci că e treabă de oameni mari, că nu știu ce. Ia uite-mă. Cred că e timpul să mă relaxez cu niște carturi. Dorel, dă și mie... Savant? Mă, ce? Nu era Dorel aici la carturi de obicei? Ce cauți tu aici, omule? Nu contează, l-am înlocuit puțin pe Dorel. Dar de ce? Bă, Savantule, pleacă, că și așa n-am chef de tine azi. După ce că mi-au făcut aia nervi și... n-am chef. Vreau să mă relaxez la niște carturi. Adu-l pe Dorel înapoi. Unde l-ai băgat? Silent, trebuie să discutăm. De aceea l-am înlocuit pe Dorel. Ok, ce anume trebuie să discutăm? Am auzit că vrei să spargi bedrock-ul și să vezi ce se află sub el. Ok. Este adevărat? Bă, da, chiar este adevărat, ai dreptate, Savantule. Nu-mi spune, mă vei ajuta? Oameni bune, întrerupem foarte puțin acest episod pentru a anunța faptul că pe data de 9 iunie la ora 12 voi fi prezent în Shopping City Timișoara la un super meet and greet unde vom face poze și vom da autografe, așa că dacă sunteți din Timișoara, duminică, adică pe 9 iunie la ora 12, ne vedem în Shopping City, în mall-ul din Timișoara, să facem poze, să dăm autografe și să ne simțim bine. Ok, acum hai să revenim la clip. Normal că te ajut! Este un experiment pe care și eu voiam să-l fac de ceva timp și aveam nevoie de o persoană ca tine să mă ajute. Ok, păi hai să o facem. Bă, Savantule, unde m-ai adus, mă? Ce-i asta? Alo? Ce se întâmplă aici? Bun, am făcut această mină frumoasă care duce exact spre bedrock. Cu grijă, hai. Ai făcut o mină care duce spre bedrock? Adică tu ai săpat atât? Să fim serioși, nu am săpat eu cu mâinile mele. Sunt Savantul. Am făcut niște mașinării care au săpat pentru mine. A, da, are sens. Cum de nu m-am gândit la asta? Gen, e Savantul la urma urmei. Ok, bine, hai să vedem. Bă, dar nu arată rău deloc. Ok, Savantul, păi și încotro... Ok, cred că trebuie să o luăm încolo. Mamă, fraților, nu pot să cred că o să aflăm ce se află sub bedrock. Mamă, bă, dar ce mișto arată aici. Dar mai avem ceva de coborât. Perfect, hai, încă puțin. Ok, bine, ne vedem jos. Bă, frate, dar Savantul ăsta e nebun. Că n-a avut timp să fac atâta mina. Doamne, mă surprinde pe zi ce trece.
Doamne ferește. Diamante. Dar nu, trebuie să le ignorăm. Bedrock-ul e mai important azi. Ha, încă puțin și what? Ce se întâmplă mai aici? Savant? Bun, acum sunt de la nivel cu bedrock-ul. Mă rog, aproape. Trebuie să mai mirez puțin în jos ca să ajungem la ultimul strat. Ți-a lăsat un turnăcop în chest. Oh, ok, bine. Mamă, frate, ce zonă mișto. Bă, ce mină a făcut savantul. Și e full de bedrock. Ok, hai să luăm un pickaxe, presupun, și hai să minăm în jos. Savantul e revin imediat. Hai să vedem, unde e bedrock-ul ăla, frate? Așa, să punem o lumină. Oh, ăsta e. Savantul e gata, gata, l-am găsit. Mamă, stai. Gata, gata, savantule, uite-l. Aici e bedrock-ul, ăsta este ultimul strat. Cum facem noi să-l spargem? Adică, explică și tu cum aș putea să-l sparg. Silent, pentru treaba asta ai nevoie de niște puteri foarte mari. Și eu pot să-ți dau aceste puteri, dar nu este foarte ușor. Păi și, doamne, despre ce e vorba? Wow! Oh, savantule, ce portalul ăsta? Doar intră în acest portal. După ce o să ieși din el, o să ai puterile. Ok. Bine, presupun. 3, 2, 1, wow! Ha, bă, savantule, dă încolo de treabă, parkour! Da, exact, Silent! Trebuie să faci câteva nivele de parkour ca să poți obține puterile necesare pentru a sparge bedrock-ul. Ha, bine fie! Na, mame, buci, uitați-vă așa, pur și simplu, eu sunt nevoit de fiecare dată, bă, dar absolut de fiecare dată, bă, și când dorm, sunt nevoit să fac parkour de către savant, desigur. Păi cum să nu, adică, bă, deja mă știți doar. Da, deci, incredibil. Nu mă gândeam vreodată că pentru a putea sparge bedrock-ul este necesar să... Ce-am făcut, mă? Pentru a sparge bedrock-ul este necesar să... Este necesar să fac un parkour, doamnelor și domnilor. Ați auzit foarte, foarte bine. Știu, probabil, muriți de râs în momentul de față, sunteți... Ia uitați, bă, și pe aici sale ce se chinuie aici, dar eu nu râd. Și, bă, băiatule, nu râd deloc, adică nu e deloc amuzant ce se petrece aici. Ok, ok, deci fac parkour pe redstone. Dacă vă vine să credeți, e prima dată, primul din România. Oh, dar ce-mi plac albinele, oameni buni. Ia vedeți ce se întâmplă aici, frumos, îmi place, da. Într-adevăr, e destul de frumos, ok. Aha, mamă, cât de colorat e nivelul ăsta. Băi, frate, uneori le mai face și șmechere. N-am de ce să mă mint. Asta este unul dintre cazuri. Cum ziceam, asta este unul dintre cazurile în care chiar îmi place ce se întâmplă aici. Adică, e tare. E tare rău de... Bă, frate, dar unde fac mai aici parcur în jungla amazoniană? Bă! Ok, măcar l-am făcut repede. Iu, cărți. Doamne ferește. Ce drăguț, frate, parcuri inimioară. Băi, frate, n-are cum. Pe bune? Pentru mine? Băi, asta e atât de drăguț. Ok. Ok, înțeleg. Are sens. Înțeleg ce se petrece aici. Bun. Boing. Acum sărim aici, acum aici și... Bine! Wow, ce asta, bă? Stai două secunde că e nebunie ce se petrece aici. Deci avem pe blocuri invizibile în primul rând, după cum puteți observa. Acum așa, așa și așa. Mamă, dar ce a fost clădirea asta? Da, interesant, presupun. Continuând. Și ce se întâmplă aici, bă? What? Doamne ferește, deci asta cred că e cel mai complicat parcurs din lume. Cu redstone, cu dust, ce se întâmplă, bă, frate? Ia, trebuie să trag de astea, nu înțeleg. Hop, ia vezi, mă. Ok, ok, stai că are sens ce se întâmplă aici, ok. Acum așa și m-am dus. Boing. Ok, asta e destul de interesant. Ok. Aici, asta cred că e parcursul SpongeBob, gen, știi ce zic? Adică, pentru că e din burete. Bă, dar unde trebuie să... Ce se întâmplă aici, bă? Disar pasta, după care pasta. Sau, sar, mă. Hop. Da. Trebuie să sar. Bă, dar cum de... Scuzați-mă pe mine, deci nu, vă rog frumos să mă iertați. Îmi cer mire scuze pentru această fază. Îmi pare rău că a trebuit să îl asistați pe aici Silent, care nu știe ce se întâmplă cu viața lui. Da, îmi pare rău. Și boing. Aia zic, tată, frumos. Boing. Ok, nicio problemă. Deci nicio problemă, efectiv nicio problemă. Ok. Wow. Sincer să fiu cu voi, eu chiar sunt foarte curios cât mai durează parcursul ăsta, pentru că îmi place, doar că eu am altceva de făcut în episodul ăsta, nu parcurs. Da, și până la una alta... Portal? Ia stai 2 secunde, ce caută portalul ăsta aici?
Ok, ia să intrăm în el. 3, 2, 1. Wow! Savant? De ce mă simt atât de puternic? De ce pot să... pot să zbor? What? Ce se întâmplă? Pot să sparg absolut orice bloc? Savant? Gata! Acum ai puterile! Acum poți să spargi orice! Chiar și bedrock-ul! Dar te rog, ai grijă! După ce îl spargi, eu nu te mai pot ajuta! Ești pe cont propriu! Ok, Savantule, am înțeles! Bun, oameni buni, avem aici bedrock-ul și acum pot să... Oh my god! Nu se poate așa ceva! Oameni buni! Voi vedeți ce e aici? O întreagă lume! Mamă, cum arată! Voi vedeți cât de mare e tot? E infinit! Efectiv, nu se mai termină niciodată! Oameni buni! Ok, stați 2 secunde! Trebuie să explorez ce se întâmplă aici! Savantul mi-a spus să am grijă, dar la urmă nu ce se poate întâmpla? Adică, ce se poate întâmpla dacă pur și simplu doar merg în față? Ce? What? Unde am aterizat? Sunt pe o insulă de skyblock, de bedrock? Asta trebuie să fie un coșmar, bă! Stai! What? Am decât niște lemne, niște iron și niște morcovi? Oameni buni, ce caut eu aici? Cum pot să supraviețuiesc pe insula asta? Nici măcar nu pot să spar nimic! De ce nu mai am puteri? Oameni buni, cred că am intrat în galaxia bedrock-ului. Cred că nu mai sunt în lumea mea normală. Am intrat în lumea bedrock-ului. Dați-mi 2 secunde, trebuie să inspectez ceva. Ce? What? Ce sabie asta? Sabie de bedrock? Ok, dați-mi 2 secunde. Ce chestiile alea? Ia, stai puțin. Ba, ce ești tu, mă, chestie? E prietenoasă, mă, frate. Suntem prieteni, ce zici, mă? Pleacă-mă de aici. What the mean? S-o crezi tu pe asta. Ok, bun. Ia să dau și în chestia aia. Mori! Ok, bun. Vezi cum mă descurc în lumea bedrock. Nu e rău. Totuși, cât timp mai bat eu cu niște dăștia, oameni buni, sunt foarte curios dacă voi vă gândeați că o să existe așa ceva sub bedrock în Minecraft. Adică, dacă stați să vă gândiți acum, cumva eu sunt în lumea bedrock-ului și asta practic există aici. Mamă, și ori, ce se află în chesturile astea? Ok, muriți, bă, muriți! Ok, mor și tu, bă, frate, dacă-ți sunt, ajutor! Ok, trebuie să faci în chestul ăsta. Diamante! Am văzut diamante, trebuie să le iau. Date, bă, date de acolo, nu protejezi tu chestul ăla. Ia uite, bă, ce stă acolo. Da, s-o crezi tu pe asta, băiete. Mamă, bun, a murit, perfect. Diamante. Ok, oare sunt diamante peste tot? Ok, acolo nu sunt diamante. Nici acolo. Ți mai sunt ăștia, ce, mă? Olo, doamne, cât sunt aici. What, o casă? Ok, ia să vedem. Un portal. Bă, până vine ăștia, cred că mai bine intru portal să scap. Ok, 3, 2, 1. Wow. Savantule, ce căutăm aici? Unde sunt, doamne? Silent, ai ajuns în lumea bedrock. Uită-te în ce sunt, doar unelte făcute din bedrock. Trebuie să le încerci. Pe bune? Oh my god. Da, bă, nu cred. What? Sabie de bedrock? Dar pe asta am mai încercat-o mai devreme. Ok, bedrock hammer. Oh my god, ce-a fost asta, bă? Bă, stai o secundă. Ok, Sandre, nu mai știam să fie chiar atât de agresiv. Dar ce se întâmplă? What? Uitați-vă și voi, frate. Bă, ce, bă, ciocanul ăsta de bedrock. Ok, Sandre, da, nu prea-mi place. Ia să vedem acest topor. Ok, e doar un topor, presupun. Hai să vedem această chestie. Wow, ce? Sunt invizibil. Bă, cum a făcut chestia asta invizibil? Ok, ce-i chestia asta? Ok, nu am nicio idee. Oh my god. Mamă, ia vedeți bagheta asta de bedrock cu care pot să dau efectiv cu foc. Oh my god, uitați-vă și voi. Boing și boing. Ok, arc. Savantule, dă-te la o parte. Și boom. Mă, ce? Bă, Savantule, s-a dat o săgeată în cap, mă, frate, pe bine. Chiar nu... Na, poftim. Efectiv Savantul, gen, pe bune. Ok, și chestia asta cred că trebuie să o testez pe bedrock. Oh my god! Cu unealta asta, efectiv, pot să sparg bedrock-ul. Nu pot să cred. Uitați-vă și voi cât de tare. Mamă, și uite câte minereuri. Mama! Stai. Pentru aceste minereuri, cred că am nevoie de acest ciocan. Mamă, frate, mult prea mișto. Da, deci efectiv cu ciocanul ăsta, nu știu dacă vă puteți da seama ce se întâmplă, dar efectiv pot să minez orice. Mă rog, chiar dacă produci un cutremur de gradul 100, totuși, frate, pot să sparg bedrock-ul. Asta mi se pare cea mai tare chestie. Bă, nu stai, bă, nu!